Hei, salutare! Bine ați venit și bine ați revenit! Sunt foarte entuziasmată pentru că în sfârșit am ocazia să vă prezint noul slow cooker de la Instant Pot. Este vorba despre Instant Pot Superior Slow Cooker de 7,1 litri, care sunt convinsă că o să vă încânte. Și fie vorba între noi, nu este doar un slow cooker, pentru că așa cum o să vă spun mai târziu, are mai multe funcții care sunt extrem de utile. O să vă prezint în mare despre ce e vorba cu acest nou slow cooker, însă, între timp, haideți să deschidem cutia împreună și să vedem ce conține. Avem aici manualele de utilizare. Este bine că este și manualul în limba română. Aveți și varianta în engleză și mai multe limbi dacă vă este util. Capacul de sticlă. Capacul este foarte calitativ, îmi place mult. Iar aici avem slow cookerul, care este extrem de ușor, nu mă așteptam să fie atât de ușor. Și acesta este slow cookerul. Primul lucru pe care l-am observat este că are o formă rotundă, oala nu este foarte înaltă, ceea ce optimizează spațiul de gătit față de alte slow cookere care au forma ovală. Oala de gătit este cu mânere, care ajută, după cum știți, și de la modelele de oale sub presiune pentru a putea să o apucați ușor în momentul în care se termină programul de gătit. Aici mai avem niște ambalaje care trebuie îndepărtate înainte de a vă apuca de gătit. Iar asta este baza slow cookerului. Chiar este extrem de ușoară. Oala de gătit este din aluminiu cu un veliș antiaderent din ceramică și este fără PFOA sau alte chimicale. Are o capacitate de 7,1 litri și puteți găti până la 10 porții de mâncare în ea. Este ideală pentru familiile numeroase sau pentru cinele cu prietenii. Sunt convinsă că o să-i dați pe spate cu mâncărurile pregătite la slow cooker. Oala poate fi folosită și la cuptor până la 175 de grade, însă atenție că ea nu poate fi folosită pe plită sau pe aragaz. Datorită mânerelor care este prevăzută oala, este foarte simplu să o ridicați din bază și să o puneți direct pe masă atunci când vreți să serviți mâncarea. Ca dimensiune are o înălțime de 25,5 cm, o lungime de 39 de cm și o lățime de 35 de cm. Iar greutatea totală a slow cooker-ului este de 3,5 kg, aproape că nici nu se simte când îl ridicați. Pe lângă toate avantajele evidente pe care deja vi le-am spus și, ca să recapitulez scurt, capacitate foarte mare de 7,1 litri până la 10 porții de mâncare, greutate de doar 3,5 kg, niște dimensiuni care pot să fie potrivite pentru orice bucătărie, chiar și o bucătărie mai mică, acest slow cooker slash multicooker se curăță extrem de ușor. Capacul și oala de gătit merg băgate la mașina de spălat vase. Desigur, dacă preferați să protejați stratul antiaderent al oalei, puteți să o spălați și de mână cu apă și detergent. În manual scrie că după ce spălați oala la mașina de spălat vase, poate să prezinte ușoare decolorări, dar aceste decolorări nu afectează nici siguranța și nici funcționalitatea oalei de gătit. Baza de gătit, adică aici în interior, trebuie ștearsă cu o cârpă ușor umedă, la fel și display-ul. Ideal ar fi să le curățați după fiecare utilizare pentru a nu se strânge reziduri și să le lăsați capacul și oala să se usuce complet înainte de a le pune înapoi în bază. Dacă apar pete din cauza durității apei sau pete mai persistente, puteți încerca să le curățați cu un burete îmbibat în oțet, iar pentru resturile de mâncare arsă sau resturile de mâncare mai persistente, lăsați oala la înmuiat în apă caldă cu detergent timp de câteva ore înainte să o curățați. Cam asta a fost pe scurt despre cum se curăță acest slow cooker, chiar mi se pare foarte simplu. O să îl băgăm în priză pentru prima dată, să ne uităm puțin la display și să vă vorbesc despre ce programe are acest slow cooker și de ce de fapt eu cred că este un multicooker, nu un slow cooker. Display-ul este foarte ușor de folosit, este extrem de intuitiv și o să vă arăt el, să știți că este cu butoane, deși pare touchscreen, nu este touchscreen. O să vă arăt imediat ce funcție are și o să vă povestesc puțin despre cum funcționează fiecare. Aici avem butoanele pentru setarea temperaturii, săgeată sus pentru a seta în sus temperatura sau jos pentru a o seta în jos. Aici avem săgețile pentru setarea timpului. Aici este butonul de cancel. Aici este butonul Start, iar aici este meniul pe care apăsăm atunci când vrem să selectăm una dintre cele patru funcții ale slow cookerului. Dacă vedeți că se mișcă off-ul acesta pe ecran, să știți că el este static, așa apare din cauza filmării.
După cum am menționat la început, acest slow cooker are patru funcții care sunt extrem de utile, și anume funcția de rumenire sau sotat, sear, sote, funcția de slow cook, gătire lentă, funcția steam pentru gătire la aburi și funcția warm, care are rolul de a menține mâncarea caldă sau pentru reîncălzire. La toate programele de gătit putem să modificăm temperatura sau timpul de gătit în timpul preîncălzirii sau în timpul gătirii. Ca să selectăm programele de gătit, este foarte simplu. Apăsăm pe butonul meniu și programul care este selectat o să aibă LED-ul aprins în stânga lui. Dacă am apăsăm o dată, se mută pe slow cook, steam, warm. Ca să setăm temperatura, după cum v-am spus, folosim săgețile de aici și săgețile din partea dreaptă pentru a seta timpul, la fel la fiecare program în parte. Avem opțiunile pentru a seta timpul și temperatura. Pe scurt, despre fiecare funcție în parte, pentru a vă face o idee la ce o puteți folosi, aici avem funcția sear saute, care este pentru rumenire și sotat ingrediente. Este foarte utilă pentru că poți pune ingredientele la sotat sau carnea la rumenit înainte de a porni programul slow cook și astfel mâncarea o să iasă mult mai gustoasă. Este de ajutor pentru că nu trebuie să faci asta separat pe aragaz, ai deja opțiunea de a o face direct în slow cooker. Pentru funcția de rumenire sau sotare avem 3 trepte de temperatură. Cea mai joasă treaptă este 110 grade Celsius. Poate fi folosită în special pentru îngroșat sosuri, pentru fierbere sau pentru reducerea sosurilor. Treapta de mijloc este 135 de grade, este perfectă pentru a căli ceapa și alte legume, iar cea mai înaltă treaptă, 160 de grade, este ideală pentru a rumeni sau a sigila carnea înainte de a o pune la gătit. Practic, atunci când vreți să folosiți funcția de sotat rumenit, puneți puțin ulei în oală, setați timpul și temperatura, apăsați start și pe ecran o să apară on. În momentul în care oala ajunge la temperatura pe care ați selectat-o, o să apară pe ecran hot, fierbinte, abia atunci este recomandat să puneți ingredientele. Să vă dau și câteva ponturi pentru a obține cele mai bune rezultate pe funcția sote. Nu puneți capacul de sticlă atunci când folosiți funcția și întotdeauna, dar întotdeauna, înainte de a porni funcția slow cook, gătire lentă, trebuie să faceți operațiunea de deglaze, adică operațiunea de dezlipire de pe fundul vasului a ingredientelor care au rămas lipite în urma sotării. Și ca să faceți deglaze, o operațiune despre care probabil ați auzit pentru că este recomandat să se facă și la oalele sub presiune Instant Pot, înainte de a pune la presiune, trebuie să adăugați puțin lichid în oală, după care cu o lingură de lemn veniți și frecați ușor pe fundul oalei până când nu mai rămâne nimic lipit. Funcția sote este, așa cum am zis, utilă fie înainte de a găti pe slow cook, pentru că o să intensifice aroma mâncării dacă rumeniți ingredientele înainte, fie după ce se termină programul de slow cook pentru a reduce sau îngroșa sosul. Mai departe, avem funcția slow cook, gătire lentă. Pregătirea mâncării la slow cooker este ideală pentru că, după cum știm, mâncarea gătită la temperaturi joase este extrem de gustoasă, dar mai ales sănătoasă, pentru că păstrează toți nutrienții. La funcția de slow cook, dacă vedeți la temperatură, aveți low și high, deci practic nu puteți seta gradele, însă diferența dintre low și high este următoarea. Practic, funcția slow cook are o temperatură presetată de 95 de grade Celsius, iar diferența dintre low și high constă în timpul necesar pentru ca slow cooker-ul să ajungă la 95 de grade. Astfel, dacă puneți pe low, o să dureze aproximativ 4,5 ore să ajungă la 95 de grade, în timp ce pe high durează 2,5 ore să ajungă la 95 de grade. Când programul de gătit se termină, oala o să intre în modul keep warm, o să se activeze funcția keep warm și ține mâncarea caldă până la 10 ore. Mai departe avem funcția steam pentru gătire la aburi. Ea contribuie la complexitatea aparatului pentru că, așa cum am zis, nu primești doar un slow cooker în cazul în care ai ales să investești în acest model, ci primești un multicooker cu care poți să sotezi, cu care poți să gătești lent pe slow cook, poți să pregătești alimente la aburi și poți să reîncălzești sau să ții mâncarea caldă până la 10 ore. Deci este o investiție foarte foarte bună din punctul meu de vedere. Ca să folosești funcția de gătire la aburi, pui apă, un minim de 357 de mililitri de lichid în oală, apoi ingredientele se pun pe un grătar de inox sau de silicon și puneți capacul.
selectăm din meniu timpul pentru programul de gătire la aburi și apăsăm Start. La programul de gătire la aburi nu se poate seta temperatura, ea este predefinită. Apoi avem funcția Warm, care este de fapt funcția de ținere caldă a mâncării după ce se termină programul de gătire lentă. Oala ține mâncarea caldă până la 10 ore, iar o altă utilizare pentru funcția de Warm este cea de reîncălzire a mâncării. Pentru a reîncălzi mâncarea, punem în interior mâncarea, selectăm timpul, nivelul de temperatură, low sau high, după care dăm start. Și la acest model, ca la alte modele de Instant Pot, avem posibilitatea să oprim sau să pornim sunetul. Pentru a opri sunetul, când oala este în standby și apare off pe ecran, trebuie să ținem apăsat în același timp săgețile pentru time, și apare pe ecran S-OFF, Sound OFF. Pentru a porni sunetul, facem aceeași operațiune când oala este în standby, apăsăm pe săgețile de la time sus-jos în același timp și pe ecran o să apară Sound ON, iar sunetul a fost pornit. Atenție că orice sunete pentru avertizare de siguranță nu vor fi oprite, chiar dacă sunetul este oprit. Pentru a reseta programele la setările din fabrică, în cazul în care selectați un program, de exemplu, SOTE, și puneți, nu știu, temperatura 135 de grade, iar timpul 40 de minute, apăsați Start. Data viitoare, când o să vreți să folosiți programul SIR-SOTE, va reține temperatura și timpii pe care i-ați setat când ați gătit înainte. Pentru a reveni la setările din fabrică pentru programul SIR-SOTE, în momentul în care este selectat și LED-ul din stânga este aprins, trebuie să țineți apăsat pe Cancel și Meniu în același timp. Și acum vedeți că timpul s-a resetat la 30 de minute și a revenit la setările din fabrică. Dacă vreți să resetați toate programele în același timp la setările din fabrică, atunci când oala este în modul standby și apare off pe ecran, trebuie să țineți apăsat pe cancel. Și după acest sunet, toate programele au fost resetate la setările din fabrică. Cam atât am avut de spus în mare despre acest Superior Slow Cooker de la Instant Pot. Mie mi se pare o investiție foarte bună. Raportul calitate-preț este excelent și o să vă las în descriere link-ul de unde puteți să achiziționați modelul. Dacă aveți întrebări sau chiar feedback în cazul în care ați cumpărat acest model de slow cooker, vă rog să le lăsați în comentarii. Vă rog să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru că cu siguranță o să urmeze și ceva rețetă pregătită la slow cooker. Trebuie să-l testăm să vedem cum face față provocărilor. Este un model foarte versatil, primiți pe lângă funcția de slow cook, v-am spus, alte trei funcții care sunt extrem de utile, are o capacitate mare, este ușor, este simpatic, este foarte, foarte intuitiv și cu siguranță veți reuși să pregătiți niște mâncăruri de restaurant la voi acasă. Până data viitoare v-am pupat și o să ne revedem curând!